Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Un fel de păr. E roșcat. Lasă-mă aici. Hai, las-o așa. Despre ce discutăm astăzi? Despre un bourbon. N-aș putea să-l numesc un bourbon de buget, pentru că la mine buget înseamnă până în 50 de lei. Ăsta costă undeva la 56-57 la magazinele de specialitate, iar în supermarketuri, hipermarketuri, îl găsiți la 60-62 de lei. Asta este pentru mine, ăsta, sticla asta, este o surpriză pentru mine foarte plăcută. Am vrut de anul trecut să iau această sticlă, dar da, la magazinul respectiv nu era, la 55 de lei sau nu mai știu cât. Și l-a luat Otilia acum câteva zile dintr-un hipermarket la 62 de lei. Și am zis, hai să-l luăm, mă, oricum, da, 5 lei, hai să fim serios, murim pentru 5 lei acum. Hai să vedem ce e cu el. Ce distilerie îl face? Îl face distileria Buffalo Trace, îl distilează cei de la Buffalo Trace. Am vorbit despre Buffalo Trace de două ori pe acest canal. Când am... Buffalo Trace, care are un range de la 12-13 dolari, cât costă ăsta în Statele Unite. La noi costă în Europa mai mult, pentru că m-am spus că bourbonurile și raiurile din Statele Unite în Europa costă cam cu 20% mai mult. Că peste ocean. Exact cum costă scaciurile sau irishurile sau orice whisky european sau orice produs european adus în Statele Unite. E ceva normal. E, să spunem, în range-ul lor este începutul, este chestia de buget, 12-13, iar, după cum am și spus, am făcut istoria. Băi, abonați-vă la acest canal și urmăriți. Dacă vreți să aflați ceva despre Buffalo Trace, puteți să urmăriți când am vorbit despre Buffalo Trace, când am vorbit despre Eagle Rare 10. Abonați-vă și uitați-vă acolo. Acolo vedeți istoria Buffalo Trace. Buffalo Trace fiind o distilerie care are de la 15-20 de dolari, produse de 15-20 de dolari, ajungând la produse premium de 40-50-60-70 de dolari și ajungând la chestii supra-muflate de sute sau chiar mii de dolari. Știți, Pepi, da? Hai să-l umflăm, de nu se poate. Ca să... Da, am deschis iar fereastra. Da, știți de ce. Otilia și-a pus plapuma pe ea. Stăm în frig, dar e bine. E duminică. E frumos. Hai să continui cu tâmpenirea mea. Când a apărut acest brand și unde a apărut acest brand? Acest brand, Benchmark, a apărut în anii 60, mai exact în 1967, când a fost inventat de balena Seagram's. Am vorbit despre cea mai mare corporație de băuturi alcoolice care a existat vreodată. Acum nu mai există. Când ați văzut review-ul la Seagram's Seven Crown American Whisky, am făcut o mini-istorie, oarecare, că nu am insistat prea mult, că nu fac istorii de corporații aici. A fost și singura băutură care a primit sub 70, n-a primit nota, a primit doar linie totală, că e direct de băgat în... În Seven Up. Da, în Seven Up. Mi-a adus aminte o trică. Lași pe acolo lapte, în Seven Up.
Și în 1967 Seagrams au zis, mai hai să, dacă ați, iar, abonați-vă la canal și urmăriți istoria Bourbon Whisky, Bourbon Rye Whisky. Dacă n-am făcut acea istorie, sau de-a lungul timpului, când v-am spus că în anii 60, 70, 80, bourbonul era absolut ultima băutură văzută de americani. Și că ei vedeau mai blended scotch, nu scotch, că ei nu știu, blended, ei nici nu știau ce înseamnă single malt blended. Pentru ei conta, pentru americani conta să fie cuvântul scotch. Înțelegeți? Iar ăștia de la Seagrams au zis, mă, hai să, pentru clasa mijlocie asta, plină de snob și de semi-retardați, hai să facem noi un brand care de bourbon, oare cum poate promovăm bourbonul din nou, dacă îl băgăm într-un decantor, într-o cutie frumoasă, și spunem Seagrams Benchmark. Seagram, adică compania, Seagrams Benchmark. Benchmark înseamnă etalon, adică etalonul celor de la Seagram. Și poate așa, ăștia din clasa mijlocie o să-l cumpere. Nu știu cât s-a cumpărat, dar v-am spus originea acestui brand. Era produs la distileria Four Roses. Când am vorbit despre Four Roses, am avut două episoade pe acest canal în care v-am spus istoria Four Roses. Da, am avut două expresii Four Roses. Întoarceți-vă acolo. Și au produs cei de la Four Roses, adică produceau Seagram's Benchmark la Four Roses. În anii 90, când balena asta a început să fie hăcuită, adică Seagram's compania, fiecare lua ce voia din, exact ca atunci când ai un porc sau o scroafă, ei rinichii, tu iei mușchiul, eu iau burta, eu iau grăsimea, Diageo, Pernod Ricard, Kirin, japonezii de la Kirin au luat distileria Four Roses. Și au luat Four Roses, normal, și cu acest brand, Benchmark. Dar japonezii s-au debarasat de Benchmark. Și atunci a apărut pe felie Sazerac. Compania Sazerac. Ați auzit de Rye Whisky Sazerac. Se găsește și la noi. Deocamdată e la preț mult prea mare dat la noi în țară. Când o fi la preț cum trebuie, atunci o să avem și review la Sazerac. Ce e important? Cine deține această companie? O deține un anume Gold, nu mai știu cum. N-are rost să-i spun numele lui, pentru că nu mi-l aduc acum aminte și oricum n-are importanță. E un miliardar care deține această companie, are vreo 5-6 miliarde de avere, e dita mai bogătașul, și Sazerac are și totuși acționari, nici nu știu câți acționari, dar el e majoritar, undeva la marea majoritate a acțiunilor el o deține. Și ăsta a zis, măi, știi ce, vă cumpăr Benchmark-ul de la Kirin, l-a cumpărat în 1992, și vreau să fie produs acest brand la Buffalo Trace. Buffalo Trace, când v-am vorbit despre istoria Buffalo Trace, întoarceți-vă acolo. Normal că nu o să se mai numească Seagram's Benchmark, că nu mai este etalonul celor de la Seagram, că nu mai există Seagram, această companie. Ne întoarcem în istorie mai exact, dar pentru marketing asta se numește inventare. Ne întoarcem la McAfee. Sau McAfee. McAfee. McAfee, nu McAfee. McAfee, eu aș pronunța McAfee. Inventăm o poveste, exact cum fac americanii. Asta e specialitatea lor, în a inventa povești. Și
Hai să ne întoarcem puțin în istorie. 1773 existau trei frați. McAfee. În 1773, dacă ați urmărit canalul, Kentucky ca stat nu exista. Kentucky a existat doar din 1792. Și frații ăștia, cu 20 de ani înainte, mai bine de aproape 20 de ani, înainte de a se forma statul Kentucky, ei erau temerari, cartografi. Erau din Virginia, dar v-am mai spus, coasta de est a Statelor Unite în acea perioadă era colonizată, dar restul era vestul sălbatic. Trebuie să-l cartografiem, trebuie să le facem hărți ținuturilor respective. Și, practic, ei au început în a face granițe etalon, benchmark, etalon graniță, pentru viitorul stat Kentucky, format din, nu se poate spune emigranți, din coloniști care veneau din nord, din Pennsylvania sau care veneau din Virginia. Și asta este. S-au folosit de chestia asta, de chestia asta legată de istorie. Domnul miliardar Gold, am uitat cum îl cheamă, a zis că, măi, în istoria statului Kentucky există acești frați McAfee sau McAfee. Știi ce? Ăștia am aflat că aveau, e scris în analele istoriei statului Kentucky, că și aveau casa părintească lângă actualul sediu, să-i spunem, al distileriei Buffalo Trace. Și s-au folosit de această șmecherie, acest șiretlic, să-i spunem. Da, ok, ei au avut casa părintească lângă Buffalo Trace și uite, așa facem nou brand, McAfee's Benchmark. Acum, este un, v-am mai spus, este un bourbon de buget, inventat în 1992. Până în 2020 a existat doar asta e singura expresie. Iar din 2020, anul trecut, au apărut alte expresii, care nu se găsesc în Europa, nici nu prea se găsesc în Statele Unite, dar eu o să le trec în evidență pe toate, pentru că o să se găsească peste 3-4 ani la noi. Hai să începem cu datele tehnice. Vedeți mare aici, 8. Nu, asta este o scamatorie de marketing folosită de toți americanii. Bourbon number 12, bourbon number 8. Nu înseamnă, e doar pentru a vă induce în eroare. Este numărul rețetei, da? Înțelegeți? Am văzut chestia asta la review-uri pe care îi apreciez foarte mult. De exemplu, Ralphie a spus că are 8 ani ăsta, nu are 8 ani Ralphie. Horst pe canalul său, pe site-ul Whisky 2, ce nu știu ce, e trecut cu 8 ani. Nu, oameni buni, nu are 8 ani. Faceți-vă lecțiile mai bine, așa, îndrăznesc să mă dau și la case mai mari, dar mă stresează anumite lucruri. Și o greșeală o reperez oricând. Da? Este vorba de numărul rețetei, nu de numărul de ani. Nu că aș avea ceva cu Ralphie. Ralphie m-a convertit pe mine la whisky. Dar trebuie să scot chestiile astea în evidență. Și mashbill-ul, clasic de la Buffalo Trace, 75% porumb, 10% secară, 15%
ors malțificat, malți, da, malți din ors. 40 de grade, cam asta este treaba. Până în 2020, când au apărut încă alte 5 expresii pe lângă asta, care era, cum s-ar spune, expresia lor de buget. Hai să vorbim și despre acele expresii. Ok, nu sunt în fața calculatorului, le spun din cap. Că nu sunt multe, sunt doar 5 pe lângă asta. Există benchmark top floor de 43 de grade. Repet, astea au apărut doar într-o anumită parte a Statelor Unite. O să apară și la noi peste 4-5 ani. Și o să spun expresiile în dolari. Ăsta în America costă 12-13 dolari, la noi costă 15-16. Deci la noi va costa totul cu 20% mai mult. Top floor. Ce înseamnă top floor? Adică etajul de sus. Da? Știți că warehouse-ul la americani, când e vorba de bourbon, e până la etajul 6-7, dita mai monstruozitățile. E, vezi, domne, numai acele butoaie de la etajele 5, 6 și 7 sunt băgate în expresia top floor la, de 43 de grade, care undeva la 18-19 dolari. La noi ar veni la 90 de lei, 85-90 de lei. Apoi expresia small batch. Știți ce înseamnă small batch? Un anumit număr de butoaie amestecate. Tot de luat în considerare că are 45 de grade. Să vă luați ceva la 90 de lei de 45 de grade? Eu zic că e bine. Am uitat în timp ce vorbeam expresiile să vă spun vârsta. Că am început cu number 8, nu? Și am spus că n-are 8 ani. Băi, oameni buni, pe sticlă scrie straight bourbon whiskey. Straight bourbon înseamnă cel puțin 2 ani. Dar straight bourbon whiskey fără vreodată scrisă înseamnă 4 ani. Deci ăsta ne-ar induce în eroare că ar avea 4 ani. Pentru că noi nu vedem... Bine, lăsăm 8-ul ăsta de căcat aici. Noi nu vedem nicăieri vreodată. Deci, cu siguranță, suntem induși, cunoscătorii, sunt induși în eroare a crede că are 4 ani. Dar dacă stați și vă uitați aici, așa cum sunt ascunzătorii americani ăștia, propagandiștii ăștia, vedeți aici, at least 36 months. Deci, NISE, prin lege, sunt obligați, dacă scriu straight și are mai puțin bourbonul de 4 ani, să dea vârsta. Dar îl ascund aici. Deci ăsta are 3 ani. Da? Deci te poți numi straight dacă ești până în 4, dar între 2 și 4, dar trebuie să spui 2,5 ani, 3,3 ani, da? Ei au scris 36 de luni, da? E așa ascuns. Așa că nu mai fiți cu 8 ani și cu... Nu vă mai luați după caines pe pereți. Așa, unde rămăsesem? Cu expresii. Da, da. Top floor. Top floor, small batch, apoi benchmark, battle in band. Ceva, v-am spus, cred că de vreo 2-3 ori pe acest canal, ce înseamnă battle in band, da? N-ai voie mai mult, nici mai mult, nici mai puțin de 50 de grade, cel puțin 4 ani, nu poți să amesteci din 6 cu 7 ani sau 8 cu 9 ani. Nu, trebuie să amesteci din același sezon, deci poți să fii Battle in Band 4, Battle in Band 5, Battle in Band 6, da? Dar din același an, depozitul trebuie să fie în ograda distileriei. Clar, legi stabilite la 1892 pentru a stârpi contrafacerea. 1892 sau 1897, mereu încurc anii, 1892 sau 1897, cred că 1892.
Și apoi benchmark foolproof, 62,5% alcool, spune titlul foolproof, da? Astea sunt un pic mai scumpe la americani, undeva la 20 și ceva de euro, dar băi, hai să fim 20 ceva de dolari. Ar veni la noi la 25-26 cu acel 20%. Hai să fim serioși. Nu v-ar conveni să vă luați un benchmark de 62 de grade și jumătate la 1.200.000, de la 120-110 lei. Și ultima expresie, cea mai scumpă de la ei, este single barrel-ul. V-am mai spus, single barrel-ul sau single cask-ul automat crește prețul cu 30-40%. Este din același butoi, un caracter exclusivist, cum s-ar spune. Undeva la 25 de dolari la ei, ar veni la noi undeva la 30 de dolari dacă o să apară la noi, dar oricum toate sunt tinere. Cam atâta. Nu cred că mai am nimic de spus. Hai să trecem și la gust, și la miros, și la finish, și la nota finală. Gust. Vin și eu, tine. Și bine te-am regăsit. Băi, da. Ce place mie cum sună cuvântul ăsta. Hai să trecem la miros. Vanilie. Bărba, da. Migdale. Migdalea mare. Lemn. Lemnișor. Nu e foarte complex. Dar nici eu... 40 de grade, ce vrei tu? Da, e... Pentru că unele bourbonuri sunt mai vanilate, mai au gustul mai bogat un pic, la asta mă refer. 43, 45, 47... 68! Nu mai zicem de... Ceva de miere, ceva miere. Băi... Ceară mai repede. Să taci din gură, 60 de lei? Ești nebună? Ok, să tăieți. 60 de lei! Mirosul ăsta la 5, până în 60 de lei, ce mai vrei tu? Adică e genul de chestie pe care o bei liniștit fără să trebuiască să o amesteci cu ceva. Da, o poți bea. Da, bine, dacă te doare stomacul, poți și să amesteci, dar comparativ cu alte branduri, gen Jack Daniels. Ăla clasic, nu ne luăm de expresiile mai... Ăsta e peste. Da, și costă. Da. Lipsa de marketing, lipsa de branding, lipsa de... Uitați, nu știu ce rockstar apare cu sticla în mână, nu știu ce manelar apare cu sticla în mână, da? Asta e. Marketing. Lipsa de marketing. Migdale, turtă dulce, sirop de arțar. Un pic arde. Ai un ușor miros confecționat, dar se simte. E normal. Ce vreți? De lac. Se simte lacul. Mobilă din aia proaspăt lăcuită. Da, se simte. Dar... Nu-i de alta deoparte, adică... Da. E plăcut. Pentru că, în general, băuturile de genul ăsta cam fac surprize neplăcute. Pâine de porumb, turtă de porumb. Ăsta este primul lucru care îmi vine în gust. Porumb alcoolic. Un pic fermentat, așa, porumb ținut, lăsat un pic la macerat. Coajă de banane. Coajă, nu fermentată. Coajă proaspătă. Chimbir. E un bourbon plăcut pentru ce oferă el. Piele întoarsă. Floricele. Eu n-am mai simțit. Cred că am ars. Popcorn cu caramel. Nu, da. Floricele. Finish-ul.
Feng Shui scurt. Apus. Zaharina. Dar rămâne acea urmă de floricele. Băi, ăsta este un un bourbon solid. Este un bourbon care nu te dezamăgește. Este un bourbon care poate fi băut oricând, fără să-ți creeze. Da, dacă aveți o problemă cu stomacul sau ceva de genul ăsta, puteți nu să... Nu te lucruie. Nu, nu, dar puteți să-l și amestecați. Dar, nu știu, e și de amestecat, este și de băut simplu. La prețul pe care îl are, 60 de lei. Hai, mă, să fii serios. În urmă, ce notă îi dai? În categoria lui. Care este? 83. E wow. Solid, solid. Nu e băiat mare, dar e solid. E solid. E un bourbon. Băi, cineva care vrea să înceapă cu bourbonurile. Să bea chestii din asta. Da. Să nu arunce banii pe fereastră la nu știu ce. Doar că de ce brandul cu tare. Sau. Vedeți? Dacă vă place chestia asta, încercați-o. Este, după părerea mea, începutul pentru bourbon. De aici pornești. Deci, de aici se pornește pentru bourbon. Și o să ziceți acum, bă, tată, dar tu ai spus că nu bei bourbonuri de 40 de grade, că sunt prea pișorcoase pentru tine. Da! Nu toate! Lasă-mă să vorbesc ce am de spus. Lasă-mă să spun ce am de spus. Când văd un Basil Hayden la 250 de lei, la 40 de grade, fără vârstă, un pic mai parfumat ca ăsta, cerându-mi de 4 ori cât ăsta prețul. Doar că măi, învățați să citiți printre rânduri. Învățați să cunoașteți. Atâta. Eu asta încerc pe acest canal. Hai, 83. Pa, pa.